Doamna Șumor, o să vorbim despre prognoza pentru luna iulie. Maestre, ne ajutați? Cum o să fie luna iulie? Păi, cu voia Domnului și a gromovnicului, să procedem la a citi. Așa. A citi, a da citire. Pentru luna iunie, între 1 și 9, zile bune. În gromovnic zice bine. În momentul când spunea bine, ați văzut dumneavoastră unde a apărut zona de bine, a fost perfect bine. În schimb, între 10 și 14 iulie, sunt alternanțe. Soare cu ploi din astea de scurtă durată, numai bine ca să ne răcorească. Între 15 și 24, bine, dar cu ploi, cu ceva ploi și vânt. Pe 25 iulie e bine, pe 26 e o zi mai vântoasă. În schimb, pe 27 iulie, pentru că am trecut de ziua Sfântului Ilie și și-a adus aminte că el nu știe niciodată când e ziua lui și de supărare, pe 27 o să fie o ploaie foarte mare, ploaie torențială, nu numai în București, eu nu mă refer la București, pentru toată țara. Pe 28, pe 29 se mai potolesc ploile, dar încă sunt ploi. Iar pentru finalul lunii iulie, 30 și 31, vreme bună. Deci dacă le punem cap la cap, 9, 15, cam vreo 18 zile de trai pe vătrai. Deci jupuit pielea de stat și mai ne și plouă între timp. Nu este o lună pe cât ne așteptam să fie de mai nevolnic așa. Mai repede a fost iunie asta care s-a jucat. Schimbător, așa, da. Schimbător, adică... dar e bine dacă sunt alternanțele astea și nu sunt temperaturile alea fantastic de mari. Deci, iulie o să fie o lună cu niște care... ploi la începutul lunii, înțeleg. Sunt ploi din astea de scurtă durată. De-aia am spus ploaie și bine. Fenomene extreme? Extreme pe 27, atunci pe 27. Sunt posibilități mai mari pentru că se întâmplă. De fapt, anul ăsta este anul fenomenelor extreme, dacă stăm să le luăm. Pentru că încă suntem cu cocoșul ăsta de foc care ne aduce apă și foc. Și vedeți, accidente, pierderi de vieți, răsturnări, tot felul de minuni, foc, a luat foc nu știu ce zonă, nu știu ce... Depozit de arhivă, ce toată, da. Da, au luat foc și ei. Și ați văzut, se continuă demonstrațiile de forță, fiecare cocoș își arată mușchii și în politică și în partide și tot anul ăsta o să fie așa. Deci noi am mai făcut pauză 6 luni, n-am prea mai discutat politică. Despre cocoș, da. Dar acum, vrând nevrând, natura situației conjuncturale ne-a obligat să revenim. Și le-am mulțumit și pe doamnele care ne-au certat că doamna Greco nu mai vrea să facă politică. Zic, nu, noi am rugat-o să nu mai facem. Da, așa mă ceartă lumea, nu? Așa au zis, că doamna Greco e de vină. Și am zis că noi suntem de vină și ne-am atribuit noi, că noi am zis mai puțină politică ca să vă oferim mai multe informații. Nu, da, e interesant că de la politică am aflat, partea cu politică am aflat cam care va fi situația în perioada imediat următoare. Deci, înțeleg că va fi totuși o tărăgânare din partea președintelui Iohannis în a regla lucrurile și, ca să fiu foarte sinceră, îi folosește mănușă povestea asta lui Iohannis, pentru că a și crescut în sondaje. Suntem foarte superficiali așa noi, în general, eu nu zic de dumneavoastră, dar eu, de exemplu, sunt foarte superficial, adică dacă cineva îmi vorbește foarte frumos așa și mi se pare la un moment dat că după ce m-am jurat își schimbă un pic atitudinea, zic, dom'le, poate cine știe, o schimbare, poate o fi intrat omul mat ca lui, priviți lucrurile astea cu oarecare rezervă, încercați să fiți dumneavoastră întru dumneavoastră și nu puneți etichete ușor, dacă le puneți ușor să vă faceți mea culpa pentru asta, pentru că e foarte, oamenii sunt foarte schimbători de jur împrejurul nostru și, evident, interesele sunt foarte mari, cel puțin oamenii care fac politică. Oamenii ar trebui să, în primul rând, să facă comparație cu ei. Ce ar face ei dacă s-ar fi acolo? Exact așa. Și puneți-vă așa să arunci cu noroi, e știi cât de repede e. Exact. Deci... Citeam undeva un prieten foarte bun pe care îl prețuiesc foarte tare. Scria la un moment dat, mi-a trimis un filmuleț și spunea, în sufletul oricărui om este o poveste. Cum să judeci omul dacă nu-i știi povestea? Adică, dacă nu-i știi povestea lui, corect. Dacă povestea lui nu o știi.